În ultima perioadă, activitatea centrelor de vaccinare a scăzut extrem de mult. Astfel, s-a luat hotărârea suspendării sau reducerii programului din respectivele centre. Centrul din Bălești a fost suspendat, întrucât oamenii nu se mai prezentau la acesta de o bună perioadă de timp, iar cele din Motru și Bumbești-Jiu funcționează doar în weekend. Măsura reducerii programului de lucru cu publicul a fost redus în aproape toate centrele de vaccinare. Singurul centru care și-a păstrat programul integral de muncă este cel de la stadionul municipal din Târgu Jiu. Acesta este deschis între orele 8 și 20. Activitatea a scăzut foarte mult. Deci s-a luat măsura suspendării centrului de vaccinare de la Bălești. Centrul de la vaccinare de la Motru și de la Bumbești-Jiu au activitate doar în weekend și programul este redus în aproape toate centrele de vaccinare. Singurul care a rămas cu programul între orele 8 și 20 este centrul de vaccinare de la stadionul municipal.